deranjează umbrela? Vă deranjează umbrela? Gata? Nu știu dacă România TV s-a instalat. Da, s-a instalat. Și mai este pro-ul, stați un pic. Cu mască sau fără mască? Fără mască, fără. Fără, fără ca să fără. Mai că suntem mai la distanță. La distanță. Bună dimineața tuturor, vă mulțumesc pentru prezență. Suntem în această dimineață aici pentru că avem un mesaj direct de transmis Gabrielei Firea, exact la 4 ani după ziua în care a depus jurământul și în care spunea că va servi interesele acestui oraș și îl va ajuta să se dezvolte. Gabriela Firea nu iubește Bucureștiul. Dacă l-ar iubi, nu l-ar ține în mizeria și în subdezvoltarea în care se află astăzi, ci, având în vedere resursele pe care le poate accesa, îl ajută să devină un oraș civilizat în care să-ți facă plăcere să trăiești. La 4 ani de la depunerea jurământului, dacă aș fi Gabriela Firea, mi-ar fi rușine. Mi-ar fi rușine pentru un mandat în care n-am făcut decât să dau bani în stânga și în dreapta, ca și când ar fi banii personali pentru tot felul de spectacole din care să câștige capital electoral, în timp ce Bucureștiul, repet, un oraș cu potențial, un oraș cu resurse, se confruntă de la încălzire și alimentare cu apă până la curățenie, până la infrastructura școlară, până la tot ce înseamnă spațiu verde, până la infrastructura de transport, se confruntă cu serioase probleme. Sincer, n-are nicio scuză pentru faptul că Bucureștiul astăzi, în 2020, arată mai rău ca niciodată. Prin urmare, am venit în primul rând să le mulțumesc colegilor mei, cei care de 4 ani fac tot ce omenește posibil ca să arate care este diferența între populism, chici și mită electorală și un oraș care se poate dezvolta dacă începe să fie un oraș administrat de oameni capabili. Eu cred că se poate să facem din București un oraș civilizat în care să ne facă plăcere să trăim. Diferența este că acum este ținut captiv de un om care nu iubește capitala, ca dovadă că nici nu locuiește în capitală, după cum bine știți, așa că îi sugerăm să nici nu mai intre în București și să rămână la ea acasă. Dacă încape, repet, Bucureștiul pe mâinile unor oameni capabili, am încredere în colegii mei, am încredere în buna lor credință, în capacitatea lor, în determinarea pe care o au să arate ce se poate face din acest oraș dacă el este administrat de oameni competenți. La 4 ani de la depunerea jurământului, acest material, sinteză, vă arată că foarte puține, spre deloc, lucruri concrete, palpabile, care să fi schimbat calitatea vieții bucureștenilor, se pot contabiliza la Gabriela Firea. Din păcate, în București se face doar spectacol din bani public și mai puțin treabă concretă pentru ca bucureștenii să trăiască civilizat. Prin urmare, am venit în primul rând să-i spun lui Nicușor că poate conta pe mine, poate conta pe echipa PNL București. Știm foarte bine care este miza și care sunt presiunile și intimidările la care ești supus. Vom fi alături de tine, suntem o echipă. Am toată încrederea în determinarea colegului meu și în capacitatea lui de a schimba chiar imediat fața Bucureștiului și modul în care este administrat. Pentru că este un om care respectă bucureștenii, pentru că este un om care știe ce înseamnă să fii corect cu cheltuirea banilor publici și să nu consider că dacă ai ajuns administrator unui buget, înseamnă că acel buget din banii bucureștenilor este o sumă pe care poți să o cheltui după cum îți convine sau după cum vrei. Știe acest lucru, îl respect pentru modul în care s-a dedicat Bucureștiului în ultimii ani și vom face echipă împreună în această campanie până la victoria finală. Alături de mine sunt colegii mei, liderul consilierilor general, Sterian Bușduveanu, care va lua cuvântul în continuare și vă va puncta din concluziile evaluării noastre la 4 ani de mandat PSD în capitală, un mandat dezastruos, practic nu întâmplător
Când se vorbește despre doamna Firea, se vorbește despre catastrofirea, nu întâmplător. Respectiv, colegul meu, Ciprian Ciucu, cel care i-a făcut opoziție cu argumente concrete și când i-a făcut opoziție a fost amenințat și dat în judecată. Cam așa, cu intimidare, cu infatuare, cu aroganță, cu senzația că este eternă la Primăria Capitalei, înțelege Gabriela Firea, să conducă Bucureștiul. Noi vă propunem seriozitate, vă propunem respect pentru bucureșteni, vă propunem să facem din acest oraș, pentru că are potențial, toate resursele, tot ce-i trebuie, mai puțin oameni, din păcate, acum în fruntea primăriei care să-l iubească, are acest oraș tot ce-i trebuie ca să devină civilizat. Prin urmare, colegii mei vor prezenta bilanțul la negru al guvernării PSD în București. Îi voi lăsa să vă fac această prezentare. Vă mulțumesc frumos, vă doresc o zi bună tuturor. Programul meu este foarte încărcat, așa că mă retrag la muncă. Vă mulțumesc! Toate bune! Nu, din păcate am o altă întâlnire. Subiectul conferinței este legat de bilanțul PSD Gabriela Firea. Vă rog să respectați formatul. Vă rog să respectați formatul acestei întâlniri și aveți tot angajamentul meu că ne întâlnim separat și discutăm subiecte care țin de Ministerul Muncii. Mulțumim foarte mult, succes. Da. Sunt două lucruri de care Gabriela Firea ar vrea ca bucureștenii să uite, dar nu se poate. De bilanțul real al guvernării sale și al PSD-ului și de sigla PSD pe care o poartă în spate. Ar vrea ca bucureștenii să uite că a venit la primărie de mână cu Liviu Dragnea. Ar vrea ca bucureștenii să uite că a organizat un târg de Crăciun pentru a împiedica protestatarii să protesteze pașnic împotriva guvernului în Piața Victoriei și când ei totuși s-au strâns, a solicitat guvernului să-i disperseze. Ar vrea să uite că oamenii săi de încredere, viceprimarul Bădulescu și Speranța Cliseru, atunci prefectul Capitalei, au fost în dispozitivul de la 10 august când bucureșteni pașnici au fost bătuți de jandarmerie. Am ales să facem evenimentul acesta aici, la intersecția, la confluența între București și Voluntari, pentru că, așa cum Liviu Dragnea a vrut să conducă România pe modelul Consiliului Județean Telerman, așa Gabriela Firea a vrut să conducă Bucureștiul pe modelul Primăriei Voluntari. Cel mai semnificativ exemplu sunt zecile de companii municipale care au înghițit bani cât centura Bucureștiului și care au fost angajați pe salarii foarte consistente, oameni din aparatul de partid. Ăsta este modelul Voluntari adus la București. S-au făcut mii de angajări în companiile municipale, în administrațiile publice din capitală. Nimeni nu e în stare să spună un singur specialist, un om respectat în disciplina lui, lider în domeniul lui, un universitar sau un om din mediul de business, care să fi fost adus de Gabriela Firea, fie în companii, fie în administrațiile din subordinea primăriei. O să fac foarte, foarte scurt un bilanț, dar oare ce poate să fie mai semnificativ decât un bilanț, decât zecile de mii de bucureșteni care la ora asta nu au apă caldă de două săptămâni și nimeni nu vine să le spună când o să înceteze această situație. Ăsta este, în 20 de cuvinte, bilanțul administrației Firea. Foarte pe scurt. Revoluția în trafic, 0. Mari parcări la intrarea în oraș, 0. Benzi unice pentru autobuz și troleibuz, 0. Semaforizare inteligentă, 0. Piste de biciclete, 0. Radet, faliment, termoenergetica, aproape de faliment, 180 de milioane de euro bani europeni pentru termoficare, 0. Registru spațiilor verzi, 0. Stații de monitorizare a poluării, 0. STB-ul, aproape faliment,
și a pus garanție, după cum știți, sediile și sute de autobuze. Spitalul Metropolitan, 0. Noua polivalentă, 0. Centre de conferințe, 0. Noi creșe, 0. Noi grădinițe, 0. Noi școli, 0. Nou plan urbanistic general care să dea o perspectivă de dezvoltare a orașului, 0. Total, 0 plus 0 plus 0, 0. Cui nu-i place să plece din București? Ăsta este mesajul definitoriu pe care primarul Bucureștiului l-a adresat bucureștenilor. Eu cred că e mai simplu să plece primarul din București. Oricum n-a venit în București decât în vizită, n-a locuit o singură zi în București, n-a stat în trafic, pentru că primarul când vine este acompaniat de poliția locală care îi deschide intersecțiile, n-a circulat o singură dată cu transportul public cu București, n-are nicio legătură cu acest oraș. Este datoria noastră a partidelor de opoziție să scăpăm bucureștenii de dezastrul PSD Firea și mai este datoria noastră nu numai să scăpăm bucureștenii de acest dezastru, ci de a construi ceva în loc. Și există sute de oameni care s-au dedicat Bucureștiului și pe care nu-i bagă nimeni în seamă. Există oameni care s-au implicat în protecția împotriva cutremurului, în dezvoltarea cartierelor, în protecție socială, în protecția animalelor. În toate domeniile importante pentru București s-au dezvoltat specialiști pe care nu au avut un canal de comunicare cu Primăria Capitalei și unul din obiectivele mandatului nostru este de a integra toate aceste energii creative în administrarea orașului pentru ca el să fie un oraș în care noi să vrem să trăim, nouă să ne placă să trăim și mai ales copiilor noștri să le placă să trăiască și să nu vrea să plece când vor atinge vârsta majoratului. Asta este ce vrem să facem pentru bucureșteni și eu cred că bucureștenii vor ști să distingă ce e conținutul și ce e ambalajul plătit cu milioane de lei din banii noștri pe diferite canale de publicitate. Mulțumesc! Bun. Astăzi împlinesc fix 4 ani de cârpeală la țevile de apă caldă și căldură din municipiul București. Toată această perioadă, lipsa investițiilor, lipsa atragerea de fonduri europene, lipsa plății subvenției, a dus ca misiunea municipalității să fie imposibilă de a salva acest sistem. Gabriela Firea a avut în acești 4 ani de mandat de făcut o alegere. A avut de ales între a investi banii bucureștenilor în reabilitarea sistemului termic sau de a risipi acești bani pe cele 22 de companii municipale înființate ilegal. Din păcate pentru bucureșteni, banii au fost risipiți pe aceste companii. Exemplele vorbesc de la sine. În anul 2019, suma investită, alocată pentru investiții de către Primăria Municipiului București în reabilitarea sistemului de termoficare, a fost de 70 de milioane de lei. La finalul anului s-au investit doar 13 milioane. Iarna trecută, din cauza țevilor ciuruite, se pompau 2000 de tone de apă pe o oră de adaus pentru a susține sistemul. În 2018 a fost și mai tragic. Doar 2,6 milioane de lei au fost investiți de către Primăria Municipiului București în reabilitarea sistemului termic. Dar în toată această perioadă, companiile municipale au funcționat. Salariile directorilor și a consiliilor de administrație, a membrilor din consiliul de administrație, se ridică la circa peste 10 milioane de lei lunar. Vă închipuiți diferența între suma investită și suma cheltuită pe salarii. Norocul actualei administrații a fost că am avut o iarnă blândă. Dar un primar nu trebuie să se bazeze pe noroc. Un primar trebuie să se bazeze pe un plan de investiții, pe un plan de management, care să permită în viitor să privească, să știe că în iarna următoare nu va fi nicio problemă pentru cetățenii municipiului București cu referire la apă caldă și căldură. După episodul Radet de anul trecut, insolvență, faliment, municipalitatea a înființat o nouă companie, Termoenergetica, promițând anul trecut că această nouă companie înființată va revoluționa modul de transport agentului termic în București.
a promis că această companie, fără nicio datorie, pentru că nu a preluat datoria istorică a Radetului, va gestiona mult mai bine pentru viitor problema apei calde și a căldurii din municipiul București. La 7 luni de la înființarea acelei companii, este plină de datorii, peste 500 de milioane de lei, astăzi vorbim de datorie, pe care o are termoenergetica către producătorul de energie termică. Și o întrebăm pe doamna primar, nu cumva își dorește în fiecare an să înființeze o companie de termoficare pe care să o bage în insolvență și apoi în faliment? Observăm că rețeta Radet a funcționat și așa dorește să funcționeze în continuare pe acest sistem. Tabloul de la finalul mandatului PSD este unul dezastros. Țevi ciuruite, mii de locuințe fără apă caldă, ca într-o distopie. Așa trăiesc locuitorii municipiului București într-o capitală europeană. Dar pe lângă dezastrul, prin lipsa investițiilor în infrastructură, administrația PSD a umilit bucureștenii. Un cuvânt nu a reușit să învețe în acești 4 ani de administrație, cuvântul transparență. De la ședințele cu ușile închise din primăria capitalei, la cetățeni scoși din sala de ședință cu poliția locală, la umilința la care am fost supuși cu toții în momentul în care nu am putut să luăm cuvântul pe diferite proiecte pe ordinea de zi. Așa înțelege administrația PSD, politica pumnului în gură. Și ca să mergem mai departe discutând de transparență, primăria publică mii de pagini pe pagina de internet, scanate invers, în ultimul moment. De ce? Pentru că nu dorește o consultare cu publicul, nu dorește o consultare cu societatea civilă, nu dorește ca cetățenii să fie parte la decizie. Dar ne amintim că în 2016 primăria ne promitea că va face referendum pe toate proiectele de infrastructură, pe toate proiectele mari pe care le va demara municipiul București. Ce să înțelegem? N-au fost proiecte și de aceea n-au fost nici referendum. În final, ca să concluzionăm, această primărie sub administrația PSD a funcționat 4 ani cu ușile închise pentru cetățenii București. Bună ziua! Ne aflăm într-o zi în care primarul ar trebui să fi fost Nicușor Danu Gabi la fila. Din păcate, i s-a prelungit acest mandat, din punctul meu de vedere, dezastruos. Nimeni nu poate să spună măcar un singur proiect, unul singur, care să fi demarat în timpul mandatului Firea, în acel lung program cu care a mințit bucureștenii, și care să fie finalizat. Asta spune tot. Având un buget de 1 miliard de euro pe an, undeva la mai mult de 4 miliarde de euro în 4 ani, să nu fii în stare să faci un singur proiect, al tău, pe care l-ai gândit tu, și să-l implementezi și să vii cu el în fața oamenilor, asta spune totul de la sine. București are un buget fabulos. Dacă este să ne uităm la bugetele cumulate ale sectoarelor, cu bugetul primăriei capitale vorbim aproximativ de 2,3 miliarde de euro pe an. Asta în 4 ani înseamnă undeva spre 10 miliarde de euro. Nu știu dacă oamenii înțeleg ce înseamnă această sumă, dar este, vă zic, este o sumă fabuloasă. Cu această sumă, cu acești bani, PSD a avut o șansă istorică să ai primarul general și să ai toate primăriile de sector și să nu poți să vii în fața oamenilor cu nimic concret. Este o contraperformanță greu de egalat. Bucureștenii n-au suferit doar din cauza primăriei capitalei. Au suferit, evident, din cauza primăriei capitalei, incompetenței și imposturii instalată în primăria capitalei în acești ani. Super politizată ca instituție de către Gabriela Firea, cu oameni de aici, în special din Voluntari și Ilfov, care de fapt erau constituensiul domniei sale. Bucureștenii au suferit și din cauza primarilor de sectoare. Cei mai mulți la fel de incompetenți și unii extrem, extrem de corupți, care au în spate întregi mafii imobiliare. Sunt oameni foarte puternici, oameni care în această campanie electorală vor da totul pentru a își menține privilegiile pe care și le-au construit în acești ani. Echipa PNL București îl susține pe Nicușor Dan ca și să fie viitorul primar al capitalei. Este candidatul merituos Nicușor Dan. Noi la sectoare, de asemenea, vom avea de înfruntat
versiuni mai mici, dar cam de aceeași natură cu Gabriela Firea. Suntem dispuși să facem tot ceea ce trebuie și ceea ce este bine în această campanie electorală pentru a da bucureștenilor o echipă competentă, formată din oameni integri, care să preia administrația Bucureștiului, pentru că dacă nu vom face aceasta, Bucureștiul nu are viitor. Vă spun, problemele sunt extraordinar de grave. Extraordinar de grave. Termoficarea este aproape în colaps și în perpetu faliment. Riscul seismic este mai mic doar cu 2-3 clădiri pe care le-a consolidat Gabriela Firea în acești 4 ani. Mici și acelea. Gropile de gunoi sunt pline și nu mai avem unde depozita gunoiul. Traficul este infernal și are externalități în calitatea aerului, care omoară oamenii de boli cardiorespiratorii. Dezastru este efectiv generalizat. Cred că este momentul să avem o opoziție unită în București. Avem de a face cu oameni extrem de puternici financiar. Extrem de puternici financiar, care nu se vor da înlături de la nimic. Și generația noastră de politicieni, cu Șordan, noi, suntem datori să găsim cea mai bună formulă de colaborare pentru a face totul pentru a câștiga nu doar primăria capitalei, acolo unde Nicușor Dan este favorit, ci și primările de sector. Este deosebit, este extraordinar de important ca Nicușor Dan să nu fie un primar singur la primăria capitalei, ci să fie sprijinit de o echipă de primari PNL, USR Plus și cine mai ar vrea ca să vină în această construcție, pe care eu personal, ca președinte al PNL Sector 6, o văd indispensabil. Mulțumesc! Dacă aveți întrebări pentru oricare din noi... Ați avut astăzi parte de o conferință și v-ați la asta și dacă este conferința plângerii. Așteptăm încă... E foarte bine. E foarte bine că primesc instrucțiuni de la... Nu. E foarte bine că am avut o conferință liniștită, civilizată. Suntem oameni politici, într-o competiție politică, transmitem un mesaj către bucureșteni și e foarte normal ca el să fie auzit de bucureșteni. Încă așteptăm răspunsul șefului PSD București, Gabriela Firea, la întrebarea dacă PSD București se delimitează sau nu de 5 iunie 2020, incidentul cu viceprimarul Bădulescu, și de 18 iunie 2020, incidentul cu mașinile de salubritate de la sectorul 5. Șeful PSD București, Gabriela Firea, trebuie să spună dacă se delimitează sau nu de aceste incidente și dacă se delimitează, care sunt sancțiunile pe linie de partid pe care le-a dispus în interiorul organizației. Eu cred că politicienii, dacă sunt de bună credință, trebuie să înțeleagă că sunt vehiculele aspirațiilor oamenilor care trăiesc în localitățile pe care vor să le reprezinte. Există o puternică dorință în rândul bucureștenilor care votează partidele de opoziție și care sunt majoritari în București ca administrația PSD Firea să fie eliminată și de la primăria capitalei și de la primăriile de sector. Și eu sper că vom avea cu toții înțelepciunea să facem o alianță în condițiile în care ani de zile PSD-ul a refuzat să revină la alegeri în două tururi. În aceste condiții să facem o alianță astfel încât opoziția sau partidele de dreapta să vină cu candidați unici la primăriile de sector. Întrebarea este, că nu s-a auzit bine, dacă sunt anumite blocaje în negocieri. Sunt negocieri firești care abia au debutat și care nu au în momentul de față un sondaj comun pe care să se bazeze.
mai avem 3-4 săptămâni sau partidele de dreapta mai au 3-4 săptămâni în care să finalizeze aceste negocieri. Eu sper să ajungă la o soluție favorabilă. Vă aduc aminte că dacă v-aș fi întrebat în februarie, credeți că opoziția o să aibă un candidat unic la primăria capitalei? Puțin dintre dumneavoastră ar fi spus da, o să ajungeți să aveți un candidat unic la primăria capitalei. Sunt sectoare, optimist. Sunt sectoare unde deja ați bătut palma, să spunem, unde puteți merge pe această alianță? Nu am fost parte, am fost doar informat, nu am fost parte din negocieri. Nu există în momentul de față sectoare pe care să se fi stabilit candidatul din partea partidelor de dreapta. Aș putea să vă spun și eu ceva aici. Cu privire la negocieri, timpul este foarte scurt din punctul meu de vedere, pentru că toate partidele care vor desemna candidați și dacă vor fi candidați unici, pentru că înțeleg că nu se pune problema să candidăm pe liste la consilii împreună, dar se pune problema să avem candidați unici pe sectoare, care să colaboreze cu o majoritate PNL-USR Plus și alții. În acest context, este important ca să înțelegem că 3-4 săptămâni este puțin. Este foarte, foarte puțin, pentru că sunt condiționalități statutare în toate partidele. Adică este nevoie de adunări generale sau cum se numesc comitete sau congrese pe filiale ca acești candidați să fie desemnați și în mod statutar. Deci dacă există o minimă voință politică din partea tuturor actorilor politici din București, știu că în PNL există această dorință, asta pot să știu pentru că am acces nemijlocit la ea, este bine să reînceapă discuțiile. Pentru că va fi prea târziu. Nu va trebui doar ca să îndeplinim obiective statutare. Va trebui să profilăm candidați. Dar oamenii trebuie să-i cunoască. Trebuie să le facem campanie împreună cu Nicușor Dan. Trebuie să vină acei candidați, oameni competenți și integri, împreună cu Nicușor Dan, să formeze o echipă încă de acum, ca să știe cum lucrează unii cu alții. Ca să nu ne trezim că o să fim la putere și o să tragem eventual unii hăiți și alții cea. Deci este important, ăsta este apelul meu către toate forțele politice responsabile din București. Știu că este deschidere la nivelul PNL București, doamna ministru Violeta Alexandru, la nivelul Partidului Național Liberal există această dorință politică. Și în USR există această dorință politică, dar nu este generalizată. Apelul meu este ca oamenii să revină la discuții cât mai repede și să vină cu niște soluții. Toată lumea așteaptă soluții. Spuneați că există voință în PNL pentru această alianță, pentru a avea candidații. Credeți că cei din PNL, că sunteți reprezentantul lor aici, ar vrea să mai renunțe la anumite criterii care nu au fost de acord cei din USR pentru a ajunge la această înțelegere sau la anumiți candidați? Aseară în biroul nostru municipal pe București, PNL a votat, PNL București a votat criterii de integritate și ar trebui chiar să le publicăm, le va publica probabil doamna Vieta Alexandru, să vedeți că acele criterii de integritate stau în picioare din toate punctele de vedere. Adică sunt criterii care țin de tot, sunt mai mult, mult mai mult decât cere legislația. Deci noi avem apropie noastre criterii de integritate care vor fi implementate și la nivelul Consiliului General și la nivelul Consiliului de Sectoare și la nivelul primarilor sau candidaților pentru poziție de primar pe care îi desemnăm. Deci nu avem probleme cu acest lucru. Discuțiile acestea de negociere, de ce nu ați demarat mai repede? Pentru că faceți un apel, e chiar prea scurt, dar de ce nu s-au desfășurat mai rapid? Pandemia a făcut să se intre într-un oarecare letargie politică. Nu s-a știut foarte clar, am așteptat hotărârea Curții Constituționale și nu s-a știut foarte, foarte clar cine va organiza alegerile și când. Unii vreau ca să fie în septembrie, alții vreau să fie în decembrie, alții vreau ca să fie la anul. Și atunci, în lipsa unor lucruri evidente, a fost foarte, foarte greu ca să te pui la masă neavând certitudinea datei alegerilor. Nu știu. Nu știu dacă domnul Chirica îndeplinește aceste criterii, sper să le îndeplinească. La nivel național stați mai bine cu negocierile și candidații? Din păcate nu pot să vă răspund ce se întâmplă la nivel național, pentru că m-am focalizat foarte mult pe București, ca și Nicușor Dan, ca și colegii mei, și nu știu ce se întâmplă la nivel național. Știu că lucrurile sunt foarte diferite. Adică sunt zone în care se dorește o alianță USR Plus și PNL, și sunt zone în care această alianță pare imposibilă în acest moment.
dar cred că în București este posibilă. Cred că la sectorul 6 este posibilă. Okay. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim că ați venit la conferința noastră de presă, foarte liniștită, pașnic, că mulțumim. Mulțumim. Bravo.